agenda mult, dar unul dintre voi nu face de mult. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați reușit să veniți totuși pe pădurile astea tropicale. Cea mai mare plăcere și altă, da? Mulțumim. Pentru cei care vin pentru prima dată, le urez bun venit. Sper să nu fie pentru prima și ultima dată. E prima dată, da? Ultima. Așa. Și am să rog în continuare pe domnul Petre Ghergu, care este doctorand în istorie, arte și nu numai. Da. Așa. Să spună câteva cuvinte. Bună seara, îmi pare bine că ne revedem cam în aceeași formulă care ne revedem de obicei. Am să știu cât se poate de scurt în această seară. Expoziția de față este, așa cum am numit Galeria Edith Hoffmann, o expoziție dialog. Tânăra generație și generația de artiști consacrați care se leagă, se raportează foarte bine în peisajul artei contemporane. Ideea citadinelor nu este o idee nouă, ci ea a urmat toată istoria artei și a aplicat-o în fiecare dintre etapele dezvoltării acestei istorii. A face atât cu lucrări elaborate, cu studii, adevărate studii, cât și cu lucrări de artă abstractă. Tehnicile sunt din cele mai diverse, pornind de la acuarelă, cum avem lucrările domnului George Paul Mihail și ale doamnei Elena Mihail, pastel, pictură pe pântă, cum este cea a doamnei Carmen Bazilescu, și tehnicile noilor media, printul, cum este lucrarea Alinei Manon. Aș dori să mulțumesc și eu în încheiere tuturor artiștilor care sunt pe Simeze, care au lucrările pe Simeze, și să vă invit la o contemplare a acestor. Mulțumesc mult! Dacă mai dați voie mie să spun două cuvinte, aș vrea să menționez și câteva artiști care au fost mereu prezenți. Mă refer la doamna Alina Manole, la domnul Petre Ghergu, care și dânsul este pictor. La doamna Bazilescu, mă uitam să văd cine mai este așa. Și vreau să menționez și pe noi artiști care onorează cu prezența astăzi. E vorba de doamna Popescu Claudia, domnul David Proitor, care este venit tocmai de la Vatra Dornei, am înțeles, așa. Mai avem aici, mai avem o domnișoară de la Vreoartă și mai avem încă câteva persoane pe care nu le cunosc. Așa, deci vreau să le mulțumesc și vreau să menționez, cum a spus și Petre, că alături de artiști consacrați, cum ar fi, de exemplu, Radu Dărângă sau Virgil Cojocaru, artiști care au ajuns la o vârstă, hai să nu spunem venerabilă, dar destul de înaintată, alături de ei, deci avem chiar și artiști foarte tineri. Mă refer la doamna Alina Manole, la domnul Petre Ghergu și la o domnișoară, Ana Andronic, Mihaela Mihalache, nu știu care este, domnișoara care am crezut că este studentă în anul întâi. Eu sunt terminat, dar s-o vezi. Anul ăsta, așa, și avem aici o lucrare aia de grafică, care mie mi se pare extraordinar. Da, foarte bine, felicitări. Bun, deci vă mulțumesc, îmi pare rău, îmi cer scuze că v-am reținut. Asta e tot și vă invit la un pahar de Pepsi, vin, apă, fiecare ce dorește.
Vă mulțumesc. De vorbă. Mulțumesc. Plăcere, plăcere. Și la mine.